v-ați apucat voi de parașutism și cum ați transformat pasiunea în afacere? Începutul a fost undeva în 2002, când și eu și fratele meu ne-am apucat de cursurile de parașutism la Aeroclubul României și, gustând din senzația zborului, am zis trebuie să ne facem și noi un aerodrom. Și efectiv, activitatea aici a început în 2010. Și de atunci, cam câte salturi sunt într-un sezon? Salturi în tandem? Vorbim de tandem, în primul an am avut undeva la 34, în al doilea an vreo 100 și anul trecut am avut 1500. El e văzut ca un sport riscant pentru că a fost categorisit ca un sport extrem. Wow, ce facem, sărim cu parașuta din avion. În ultimul timp echipamentul a evoluat foarte, foarte mult. Întotdeauna noi avem două parașute, la noi avem un aparat de siguranță care ne deschide parașuta dacă noi nu facem nimic. E foarte manevrabilă parașuta, echipamentele sunt foarte bune. Singurii care putem să greșim în sportul ăsta suntem noi. Și atunci când intervine omul, apar greșelile. Pe plan mondial, cred că sunt sub 0,5% accidente și incidente. Instructorii noștri au... cred că cel mai puțin undeva la 1700 de salturi, cel mai mult 9000 de salturi. Au experiență în spate, cred că și 40 de ani. Sunt foarte bine antrenați. E un sport ca oricare altul. Cu cât îl practici mai mult, cu atât e mai bine. Sunt femeie și e pleonastic, așa cumva, să spun că mi-este teamă să sar. Cine se teme mai mult? Se teme mai mult băieții, fetele? Nu cred că e o regulă sau n-am încercat să facem o statistică, dar la feeling și ce am văzut că se întâmplă în jur, cred că bărbații se teme mai mult. Bărbații se teme mai mult. Este. O să fiu curajoasă. Da, și la noi trebuia să sară colegul Cristi tabără, dar el tot timpul se eschivează, se sustrage de la activitățile astea și eu sunt cobai. Cam ce greutate ar trebui să aibă cei care sar? Undeva la 110 kg maxim. Până la ce altitudine se zboară? Noi sărim la 4000 de metri, deschidem parașutele, tandemurile undeva la 1500 de metri. Avem cam un minut de cădere liberă, cu 200 de km la oră și după aia încă vreo 5 minute cu parașuta până la sol. Când eram mică voiam să fac balet, făceam toate exercițiile de la matematică din culegere, voiam să fac lecții de pian, nu știu cum am ajuns să fac asta. Zâmbetul de stewardeză, situația este sub control. Tu ești Marius, da? Da. Ești cel mai bun prieten al meu astăzi. Serios? Da. Când am venit aici, taximetristul mi-a zis că m-a văzut așa stresată, mi-a zis să nu mai fiu stresată, că toți avem greutăți în viață. E foarte important să te relaxezi, da? Ok. Hai să mergem, ușor, ușor. Cristi! Cum a fost? Ești ok? Sunt excelent! Da? A fost perfect! Bate palma! Mă bucur pentru tine! Mulțumesc, Marius! Cu plăcere! E mai periculos să traversezi strada în București, petrecerea de pietoni! Decât să sar la noi cu parașuta? Cu parașuta, pe bune! Bravo! Mulțumim! Și nici nu-ți produce atâta plăcere traversatul străzii în București, da!